Stai un pic. Să mai facem. Da, domnul. Domnul, vrei să te bagi într-o afacere? Ce afacere, domnul? Păi, înțelegi de tine, nu știu, știi tu, cum ar fi petarde sau spy sau hacker. Mhm. Păi și cât dai? Cât oferi? 2000. 2000 pe cât? Hai, pe încolo. Pe toate. Hai mai încolo. Faci dișnițăria. Bun. Acum poți să spui cam cât oferi. Ce? Cât în rol, păi, cam cât oferi pe petarde sau cum facem? 2000, nu știu. 2000? Pe cât, da. pe cât de grame? Păi eu acum îți dau, cum îi zice, afacerea, să primești salariu, să rupi. A, și bine, și atunci ce trebuie să fac? Doar să livrez, nu? Să livrez, dar prima dată și prima dată trebuie să semnez un contract cu șeful, ca să nu te prinde poliția ușor, ca să te miște hacker super buni. Da. Bine, și voi ce transportați așa, cocaină, marihuana, ce că transportați? Da, tot transportăm, toate chestiile din oraș. N-am înțeles. Bine. Păi și atunci 2000 pe marfă, sau? Cât ar fi? 2000 pe bucată? Nu. Tu îmi dai acum 2000, vorbești cu șeful, îi dau banii la șeful, semnați acolo și aia a fost. După te duci, livrezi ce ai de livrat. Prima dată vorbesc cu șeful tău și după aia îți dau banii, adică... Bine, atunci dai banii lui șeful meu și vorbești cu el sau vorbești cu el. Șeful tău e în oraș acum? Da, e în oraș. Bine. Vorbi cu el pe căscuță, dar mai interzic toată, nu știu, să vedem dacă e acolo, dacă nu cam cât timp? Acum vreo 2 minute. Bine, hai că revin, mă duc și eu până la mine mașină, ok? Ok. Fiate că mă bag în trafic cu mafia. Bag. Păi am zis, prima dată vorbesc cu șeful tău, după aia ți-am dat banii, deci... Că e, bandit mai rău ca mine nu există. Adică, hai că mai revin. Sunt, da, piesă rară. Hai că revin. Domnul? Bă, frate, un moderat. Uite, revin și eu imediat, mă duc să mă uit acolo pe telefon, ok? Pe tabletă. Mă uit pe YouTube, da, știi? Da, domnule. Ok, revin în 2-3 minute, cam așa, ok? Bine, domnule. Bine, domnule. Bun, domnul, mă auziți? Da, domnule. Ok, eu am revenit. Gata, m-am uitat pe YouTube. Deci, okay, domnul... Șeful dumneavoastră ca pe unul ar fi, sigur, domn, de ce nu? Dar prima dată trebuie să vorbesc cu șeful tău. Da, ca eu te duc la el. Ca să asta și după aia îți dau banii, deci nu, poate îți dau și 4000, adică nu. Doar să fie rentabilă, chestia asta, știi? Da. Bine. Bun, atunci cum facem? Mă pun la tine în mașină sau? Sper că nu încep cu de-astea mai ciudate, știi? Adică ciudate. Mă refer la să mă amenința sau de asta, știi? Ce amenințări, domnule? Sunt băiat cu mitez, nu în oraș și caut oameni să bagi în afaceri. Că am auzit că sunt tot fel de săraci, mereu sunt jefuiești de niște retardați, da, ce face? Da, așa, păi am fost și eu înainte, domnul, și chiar ce nu face, convenit, domnul? Chiar trebuie să-i ajut. Trebuie să vă ajut și pe dumneavoastră, nu trebuie să las pe alții în urmă. Dacă eu sunt înainte, nu trebuie să-i las pe cei în urmă. Respect pentru chestia asta, domnul. Vă respect. Doar, cum am zis, prima dată trebuie să vorbesc cu șeful dumneavoastră și după aia vom vedea ce și cum. După aia ne-am întâlnit noi într-o parcare sau pe undeva și îți voi da banii, știi? Vorbești cu șeful. Bine, și unde e șeful tău? Am înțeles, vorbesc cu el pe căscuță și a cambelit-o. Ce s-a întâmplat? E urmărit. Aha, hai că mă duc la tine în mașină. Stai un pic să trimit mașina asta la Dumnezeu. Trimite-o. Băi, băieți, ne băgăm în mafie. Vezi că o să mergem acolo, posibil domnul, să domnul, mai... Domnul, stați un pic. Am trimis o mașină de la Dumnezeu, dar... Am înțeles. Știți cum facem? Puteți pleca. Hai, tăiați să vă ajut șeful. Sunt militar de meserie, domnul. Am învățat militaria de la tatăl meu și așa am și aplicat la militarie, știi? Da, am înțeles. Haide să vă ajut șeful, domnul, și după aia... Șmechere.
Păi da. Vă rog eu să închideți melodia, domnul. E închisă, domnul. Eu auzeam și închisă, nu înțeleg. Aia mare, niște probleme radio-ul ăsta, domnul. Domnul Cățănăi, cum te cheamă? Să știu și eu cine vorbesc măcar. Păi domnul, o să fim colegi, atunci o să-mi știți numele de toate. Okay. Momentan nu puteți, fiindcă nu pot să vă dau mai multe detalii, când timp dumneavoastră nu prea sunteți coleg. M-ați înțeles? Adică în sensul că... Da. Dacă ați semnat... Eu îți spun așa, numele meu este Alex, am vârsta de 23 de ani. Și domnul? Numele meu este Alex, am vârsta de 23 de ani. În cât are cunoștință, Alex? La fel. Două să ne cunoaștem după ce facem contractul. Dar mai multe nu voi spune, că n-am. Am învățat la militarie ce și cum. Domnul, momentan, Alex, momentan merg încet, că e cam cu tremur de la super mare. De-abia merge cu 70 la oră și deja merge în poze cu tremurul. Adică nu prea vă bine. Am observat, nu e nicio problemă. Și la dumneavoastră e la fel sau? Desigur. Ce vreau să te întreb? E o organizație? Păi, într-o organizație șeful tău sau? Da, să zicem așa, adică într-un fel mafie, să zic. Da, să vedem dacă e acolo, dacă nu, îl așteptăm. Că mai întârzie fiindcă a fost urmărit, acum nu știu ce face. Păi am zis că na, poate l-ajutăm, știi? A, nu e aici. Nu e trage după mine, trage după el. După el. Mi-am băgat o țigară, ceva la... Bine, domnul. Dumneavoastră fumați? Nu. Trebuie să-mi țin... Da, sunteți sportiv, sunteți militar, sunt sportiv, domnul. Trebuie să fiu în formă. Înțeleg. Băi, dacă iese rentabilă chestia asta, pe un transport să iese mai mulți bani, desigur mă bag, adică... Da. Vedeți că știu mai multe chestii decât trebuie. Și am multe relații prin orașe. Chiar și pe șeful. Mai multe detalii vorbesc cu el, să nu vă sperează. Bine. Pistolul meu, că nu vă fac nimic. Sunt decât un bodyguard, colider. Stai, liniștit. Băi, băieți, ne băgăm în mafie, haideți și răsăpăm. Bună ziua, domnule. Butonul drag. Bună ziua. Am înțeles că doriți o locație de ce? Desigur, domnul. Colegul dumneavoastră a spus că voi trebuie să livrez niște chestii. Ce locații doriți? Păi nu, stați puțin, că colegul dumneavoastră a zis că aș putea să vând mai multe chestii legale. Cam, cum ar fi? Da. Dar domnul, aici sunt pe la evidență și pe colegul Jack și am fost și urmărit. Puteți vedea glonțele. Păi am zis către colegul tău, să mă duc să vă ajut. Sunt militar de meserie. Hai după mine aici înăuntru ca să vorbim mai ascuns. Bine. Șeful. Ce? Bă! Ce? Șeful. Unde vă duceți? Înăuntru acolo? Da, acolo. A, vă aștept la ușa acolo. Bine. Băi, hai că ne băgăm la mafie, știi? Domnul, deci, aici domnul... e o cameră plină cu marfă. Mm-hmm. Să nu vă speriați că nu face nimic. Nu, mă sper, domnul, am mai văzut foarte multe pe timpul meu, pe meseria mea, am văzut destule. Să trăiți. Am și eu o întrebare. Da. Cam cât se ia pe polivrare? La ce? Droguri. Doriți droguri? Păi cam așa a zis băiatul, că dacă vreau să vând. Păi, spice, adică, sau droguri, uite, dacă nu știu câți ani de muncă aveți. Păi eu am cel puțin 10 ani de muncă, dar nu în domeniul ăsta, în domeniul militar. Deci eu sunt nou în chestia asta. Dar dacă ne-am putea băga așa un pic, cam... Câți ani de muncă, domnul? 4 ani. Păi domnul, vă dau locație de petardea, știți? Nu știu pe unde ar putea fi. Vă dau petarde, dacă vreți, vă dau șeful, de... scuze că te întrerup, dar ce? Avem companie. Unde? Pe acolo, șeful, eu stau aici un pic înăuntru, că e poliția afară. Păi stai acolo la ușă, noi mergem aici. Eu scot aici, numai pe mine să nu mă vadă, că sunt cam militar, adică... Da. Bun. Nu, de câte am auzit eu, militarii nu mai fac afacere cu poliția, așa am auzit, în fine. Păi nu, dar... Stai la ușa. Vorbeți acolo. Locația de petardă vă dau ca să faceți level, să faceți
5 ani de muncă. Da, la 5 ani de muncă puteți să vă angajați drept livrator de space. Bine, și cam cât ar costa chestia asta? Păi, locația de pe tarde costă 2.000-3.000 ca să vă duc și la fel și la space. Nu, bine, la... și atunci ce vreau să zic? 4.000 dacă vreți vă duc la, dacă vreți să vă are locația pe GPS. Șeful, dacă vrei să te grăbești, scuze că te întrerup, dar să te grăbești un pic, că cam avem companie. Că se vadă plecăm poliția și plecăm imediat, se hotărească. Să vă repet, dacă vreți pe tarde, vă duc. Ori vă pun pe GPS și costă 2.000 și trebuie să vă dați seama unde, ori vă duc și eu și cu colegul în companie și va costa cu 1.000 în plus. Bine, și atunci ce vreau să întreb și eu. Și dacă vreți locație Spice, vă dau și locație de unde să vă angajați, unde să faceți contractele și locația de unde să luați ceea ce trebuie să livrați. Bine, dar ce vreau să întreb acum că colegii, vorbesc cu tine. Colegii, chemați rapid asasinii că avem nevoie. Sunt asigurat când voi livra chestia asta sau... va trebui să chem pe cineva. Colegi, avem rapid nevoie de asasin. Stai. Nu tu, șeful, deschide nu. Ușa, deschide șeful, ușa. Șeful, nu tu, vorbeam cu colegii pe căscuță. A. Da, colegii, chemați asasinii, trei. Haideți, domnul, mai coace. Mamă, e companie la ușă, deci... Nu e problema, haideți repede să vorbim. Deci atunci eu va trebui să... Eu voi fi asigurat de cineva sau cum fac? Cum să va fi? Adică nu vreau să da, ajung acolo și că... să mă pămânițe oamenii cu ceva. Veți fi protejat de el în timp ce suntem toți. Mm-hmm. Nu se va întâmpla nimic și dacă când o să livrați acele produse, va trebui să fiți feriți de poliție și să rețineți în portbagaj, nu la dumneavoastră în geacă sau ceva. Da, pentru da, că, da. În general, ei vă controlează în geacă și pe aia vă lasă. Mm-hmm. Le lăsați în general în portbagaj și... Păi și atunci cam eu cât iau pe un gram? Pe o petardă sau pe un gram de... Depinde, orice, cam cât iau. Pe o petardă primești câte, nu mai știu sigur, 50 sau 100, colegul, zi tu. Mm-hmm. Colegul? Pe o petardă, cât primești? Păi pe petardă mi se pare că o comandă e 1000. În fine. Nu, cred că e aproximativ 600, ceva gen. Bine, și eu cam cât plătesc pentru petarde atunci, să știu și eu. Pentru petarde, dacă vrei să te asistăm și cu siguranță, pentru că aici e poliția, costă 3.000. 3.000 și în total ar fi 5.000. Ca să poți să vorbesc cu băiatul? Sau mai e ceva? De fapt... Deci, în total, ce vreau să zic, eu cam cât aș ieși pe profit. Asta mă interesează pe mine. Cu salariu, fiecare lună. Este de 2.000, cel mai mare salariu pentru început. Cel de Spice este 2.500 și per comandă primi peste 1.000 de dolari. Mm-hmm. Bine, și cam cât timp trebuie să lucrezi pe zi? Păi ca să faceți 5 ani de muncă, va trebui să zic așa, vreo 2 luni, să zic. Mm-hmm. Oh, yeah. Bă, cam în total, cam cât trebuie să stau? Șefu? Da. Ai terminat? Da, acum plecăm. Vorbesc eu acum cu băiatul. Poți să vorbesc cu băiatul acum? Vorbește cu băiatul. Da. Mai îți oferim ceva. Dacă vrei să fiu bodyguardul tău, sunt un om chiar super expert în chestii și de toate. Pe fiecare zi trebuie să-mi plătești 1000 și te apăr cu tot. Păi vreau să văd cam cât ies cu profitul. Deci nu vreau să mă arunc repede și... E și cu profitul și cu de toate. Păi știu, toată lumea s-a aruncat, să știi, că am mai prins mulți oameni. N-au vrut nimeni să se bage în chestia asta să fie bodyguardul lui. Și au fost omorât super ușor de poliție. Da, adică poliția asta acum... chestie... Da, asta acum e o chestie un pic cam ciudată, dar... Da. Ce vreau să zic e că vreau să văd cam cât ies eu pe profit. Adică nu vreau să plătesc acum toți banii. Domnul, dumneavoastră doar ne dați, dacă șeful. Vreți pe GPS. Dacă doriți pe GPS să vă arăt acolo și să vă descurcați dumneavoastră, e mai ieftin și costă, atunci costă 4.000. Da, să știți că șeful imediat, șeful. Bun, poliția, și... dacă vă prinde cu ele, vi le confiscă din buzunar, dar din mașină n-are. Bine. Și faceți închisoare pe viață, domnul. Eu vă zic să fiu bodyguardul vostru, să vă știu când sunteți în pericol. Bun, și aveți legătura poliției în caz de ceva?
Nu de alta, dar sunt militar de meserie și na. Avem, să zicem, legătura că avem mulți colegi care s-au Bodyguard vorbește pentru cale liberă către locații de petarde. Pe imediat vorbesc cu ei. Vorbesc să mai taie un pic din fișiere, că am auzit că patrulează pe la petarde. Imediat să-i sun. Bun, deci atunci cam pe la ce oră aș putea să livrez și eu? Pe la ce oră ar fi mai liber așa? Păi în general seara... Cam la ce oră? Imediat stai să sun la... Atunci când vezi în ziar că se cam... concediază din polițiști, atunci pentru că toți restul polițiilor o să plângă unul cu altul și nu o să aibă putere pentru a patrula sau altceva. Mai n-am... Colegii sunt pregătiți, au tăiat fișierele, au vorbit cu stai poliția. Stai că mă sună cineva, stai puțin, că vor să aprob. Stai. Vorbesc eu cu șeful, cu băiatul. Deci, fii atent. Dacă vrei să fiu bodyguardul tău, cum am mai vorbit, fiindcă știi tu, cum îi zice? Pe FaceTime mă sună. Ești oricum salariu 2000, da. Nu e... drum liber. Cam cât primesc pe o livrare, pe livrare, 900-1000, cam așa. Faci cale liberă am cerut. Hai, pa! Problema e că nu tot timpul pot să livrez. Poți să livrez tot timpul, uite. Nu pot pentru că militarii mă cam cheamă la bază. Cam aia toată chestia. Am înțeles. Deci nu pot tot timpul să livrez. Deci nu pot să fiu bodyguardul tău. Domnul, am o întrebare. Eu nu știu cel puțin, dar la acolo, la armată, sunteți plătiți? Desigur. Aha, am înțeles. Deci merită să mergi la armată. Da, dar problema e asta, că ok, eu mă bag, dar cam aș avea nevoie de cineva din poliție care să nu prea mă ia, știi? Păi n-are cine să te ia, că avem colegi, avem 4 colegi implicați în poliție, care din fericire trădează poliția, nu ne trădează pe noi. Aha. Ne spune toate informațiile, tot. Bun, atunci asta e bine. Vorbești cu șeful să-ți dea banii, nu-și da. Șeful te-a dat banii? Nu, domnul, dar hai să-i dăm drum către bancă. Vorbești cu banii. Domnul. Din chestia asta eu am bani la mine. Să-mi spuneți total. Păi, v-am spus, dacă vreți să vă asistăm și bodyguard să fie el, atunci costă totul 4.000 și vă aducem cu mașină, nu contează nimic. 4.000. Bine, acum ți dau. Domnul, prima dată o să vă arăt locația, să nu crezi în și ce. Gata, domnule. Mulțumesc. Scuze. Stai să iau așa, merg. Acum hai să-i dăm drumul, hai. Vine cu mine. Bun, deci de acum încolo vei fi și bodyguardul meu. Deci o să fiu și bodyguardul tău, nu? Desigur. Am plătit pentru chestia asta. Aolo, stai un pic, că băiat, șeful e un pic mai amețit. Stai un pic, am injecție, bagă injecție, că din câte văd ești rănit. Da, aici am, nu mă. Ești bine, șeful? Stai. Ia-o ăla și dă-ți nu te speria imediat. Deci tu vrei să fiu acum bodyguardul tău, nu? Păi vei avea nevoie. Ok. În caz de ceva... Momentan, o să... Nu știu dacă ai vrea să participi la noi, dar dacă... Nu cred că ți-a zis șeful. De dacă să particip, ca să particip, trebuie să fii costumat în costum. Da, trebuie să confisc hainele de... militar, adică nu să îți confisc. Probleme că deocamdată nu aș putea. Adică numai dacă aș ieși din bază militară, știi? Nu de asta, nu, poți să... Aolo, avem poliție, fugiți. Aveți o mașină aici? Urcați, domnule. Mi-a dispărut, hai că urc și eu. Mă duci pe mine la un garaj, șeful. Da. Bine. Bun, domnul atunci ar arătați și mie locația. Păi mergem la ea imediat, stați. Șeful, i-arăt eu mai bine. Șeful, i-arăt eu mai bine. Cineva în spate. Șeful, i-arăt eu mai bine, du-te rupi la un garaj. Să n-ai probleme, că te caută ăștia. Știi că ai probleme cu mafioții. Atunci eu de acum mă spun. Noi nu ne cunoaștem, nu ne-am văzut. Să zic că să zicem așa, da. Cum am auzit că ne-am văzut, cam o să fie probleme cu armata.
N-o să mai fie probleme cu poliția. Nu înțeleg, domnul, nu pot... De ce v-ați băgat în armată? Că noi avem colegi super mult... Pentru super că... Na, așa sunt eu, un om drept, dar problema care e că... Acolo le-au mașină, acolo le-au... Nu fac prea mulți bani în chestia asta, dar aș dori să fac și altceva pe lângă. Acum, da, e legal sau nu, fie cum e ea. Dar... Mergem cât mai sigur posibil, ca să putem ajunge la destinație. Da, față de ea. Bine, și ce vreau să întreb? Am și eu o întrebare. Când vreau să le virez, va... Da, un exemplu, va veni unul și mă va amenința cu arma. Cum vom face? Să nu fie polițist el. Poftim? Să nu fie el polițist, mă va amenința el cu arma. Cum facem? Cine? Un om, random, așa. Vin eu rapid și țin eu arma pe el. Păi, trebuie să le sun de fiecare dată sau? Nu, păi dacă-ți bodyguardul tău, stau mereu lângă tine. Cred că ar trebui să ne hai, te duc eu, te duc eu, șeful. Noroc pe acolo, mai, dacă vrei mai cauți pe cineva, eu, momentan mai stau cu băiatul. Bine. Salut, salut, salut. Ne auzim de altă dată. Mă sunt tare curios. Adică chiar aș vrea să particip în chestia asta, știi? Da, imediat. Stai un pic să vorbesc cu șeful pe căscuță să se ducă rapid să se ascundă. Mm-hmm. Bine, da. Dar tu sper că du-te șeful rapid și ascunde-te. Da, avem locații. Că până la urmă am plătit deja banii. Adică am avut deja în portofel. Fii atent. Deci eu acum îți arăt locația. Te duc și la ea. A, dar stai, am uitat, nu asta, alta. Bine, și cam de câte ori vine poliția și cam la ce oră vine poliția atunci? Ce? De câte ori vine poliția în zona asta? Depinde acum. Nu prea contează, depinde acum. Mm-hmm. Deci eu când văd poliția deja trebuie să măcar, nu? Să zicem cam așa, dacă vrea poliția să ne dea amendă ceva, îi lăsăm, nu să stăm să ne aresteze, să... Nu stăm, îi plătim amenda, nu, că căutăm, îi zic, uite, care mi-a cerut amendă, nu știu ce, chem colegii cu asasine și i-a omorât. Hai să fac o poză, boss. Nici o problemă, să știi. Să... Prieten, să le am aici și eu. Fii deci atent, acum... o să te rog eu frumos să te dai, să te, cum îi zice, să te... Când ajungem la cealaltă locație, te rog frumos că o să-ți dau o servietă. Și să te costumizezi, că nu e bine să stai militar. Că colegii noștri avem probleme super mult cu civilii, ne dau un gât în poliție, căcat pișat. Și dacă vede oricare din armată, poliție, nu contează, civil, poate să fie mult. Problema e acum că nu am mașină, deocamdată, pentru a merge la orice magazin, știi? Te duc eu, că de-aia sunt bodyguardul tău. Bun. Păi și de fiecare dată poți să fii aici sau? A, nu, o să stau mereu lângă tine. O câteva, o perioadă așa. Da, da, fiindcă, da. Fiindcă sunt ocupat, că m-am alții care așteaptă. A, deci tu e singurul bodyguard care aparține de mai mulți, nu? Să zicem așa, uite, acum unii au zis că cică nu mai vrea să stea cu mine, că nu de ajutor, dar ei după au fost arestați și mă cheamă frumos pe mine, hai vino rapid. Da, el am ajutat, după a zis să te angajezi, hai la asta o baltă, du-te de aici. Da, da, da. I-am aruncat hainele să nu mai stea la noi, la bază. I-am șters memoria, că pe la noi avem tehnologie, avem de toate. I-am șters memoria frumos. Hai să arăt locația, rămâne. Ok, mi-am ales locația și acum când aș putea începe un exemplu? Tim? Când aș putea începe un exemplu? Păi, frumos, se duce aici. Ce experiență, pardon, câți ani ai de muncă? 4 ani, domnul. A, păi duceți-vă aici, domnul, și puteți să luați. Gata, domnul, gata. Veniți pe mine acum. Băi, Andreea, suntem vânzători. Primate și primate, am nevoie de dumneavoastră să ieșiți din costumul cu militar, altfel dacă atunci... află colegii. Bine.
Oricum deja sunt în pauză și numai până la 12 noaptea trebuie să intru în... la job, știi? Da, deci aveți timp. Nu, așa înseamnă. Aoleu, fă de milițeniș. Nu zice nimic. Păi nu zice, chiar avea... Am băgat-o acum. S-a cam uitat după noi, dar... Na, îi vei trece. Dar uite, așa e poliția, te urmărește mereu, fără să-ți dai seama. Păi, na, bine. Eu să știi, chiar... Chiar am fost arestat câțiva ani, că am fost la 4-5 ani, că n-aveam portarmă la mine, că m-au jefuit niște retardați, eu țin acum, să zicem, portarmă momentan. Da, da, da. Păi bine, și atunci un costum trebuie să mă îmbrac, nu? Un costum ca ăsta. Mă locație. Dar până atunci am să-mi scot telefonul. Da, da, prima, da. Vino pe mine. Dar până atunci am să-mi cam scot telefonul și o să mă uit un pic pe YouTube, vă 2-3 minute, ok? Da. Te duc la prima locație, dacă tot. Bine. Ok, șeful, deci fii atent, aici este locația de unde să-ți iei tardele. Păi cam cât vrei tu, dar depinde dacă ai bani la tine. Ok, colegă, eu până atunci o să mai dau o servetă cu niște bani. Mai dau niște bani. Da? Ionuț. Poftim? După cum am zis, numele meu este Alex. Deci tu ești Ionuț, nu? Da. Bine. Încă dat de cunoștință.
La fel. Sper să meargă toată treaba și... O să meargă, să știi. Cum am zis, dacă vine vreun polițist, una, două, te-ai băgat. Băga forță. Doar atâta cer. O să te mai plătesc dacă va fi și vom vedea. Da, dar când se face acum dimineață să-mi dai 1000. 1000, bun. Și da, eu să-ți dau... mi-a zis șeful, păi că se face dimineață, că se face așa pe la, nu știu. Nu știu, că se face dimineață, că se face zi, depinde. Îmi dai văzut că s-a făcut zi, trebuie să-mi dai 1000, dar vezi că i-a lăsat șeful niște bani, fii atent. Imediat stai. Bine, eu zic că ajunge. 22 de bucăți, 25. Am colegul. Așa, deci, mi-a lăsat șeful niște bani și am mai vorbit cu el pe căscuță când tu erai pe YouTube acolo. Și am vorbit cu el și el mi-a zis acum, vezi că ți-am lăsat niște bani, cu banii aia să-i dai la băiatul ăsta, că participă. O să-ți dăm 30.000. Ui, 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 ui. Păi oricum banii ăștia totul să vină pe tartă, adică... Da, o să-ți dau, uite, să iau servietă. Bine. Băi, ne-am băgat repede în mafie, băieți. Hai să rupem butonul ăla de like și subscribe. Așa, uite banii. Bine, domnul, bine. Imediat. Deci, vezi aici banii că i-am pus pe portbagaj, nu? Forță. Așa, banii ăia sunt ai tăi. Da, da, da. Mai sunt niște petarde pe acolo. Și, na, ce să zic. Să zic, spor la treaba acolo. Mersi, mersi. Atunci vii cu mine? Vin cu tine. Bun, bun, bun. Atunci poți să vii? Hai să ne băgăm mașina. Poți conduci tu dacă vrei, nu știu. Bine. Dacă tu ai comenz, lasă pe tine să conduci. Haide. Da, când te simți obosit, tu zic. Auzi sirene, auzi sirene, haide. Ți-ai pus centura. Da, da. Băi, acum faci și prima livrare, adică... Na. Fain mașină, cât ai dat pe ea? 30.000, fix cât ți-am dat eu pe tine, cât am dat eu, cât ți-am dat eu ție. Băi, dacă merge bine chestia asta și nu sunt prins, atunci am să vorbesc cu șeful tău. Cam cum aș putea da de el așa, fără... sau trebuie să fii și tu acolo. Trebuie să vorbești cu mine și eu îl contactez. Păi, mă refer cam într-o lună, par fi ok, nu? Opa, s-a văzut, s-a făcut de zi. Vă dau acum bani? Sau după ce ajungem, domnul? Vreau să văd și eu cam cât profit scot. Știți? Ce vreau să vă întreb? Am auzit de o aplicație numită Discord. Cum e numele tău? Să vorbești cu mine, că nu prea te aud. Zic, mă refer, am auzit de o aplicație numită Discord. Mă auziți? Op. Alo? Oprește, că nu te-au... Așa, domnule, un cutremur mare, mare rău de tot. Cred că o să plec rapid din oraș. Că nu pot să vorbesc cu dumneavoastră în halul ăla. Deci, nu să vorbim așa, ziceți. Bine, și cam... Am auzit de o aplicație numită Discord. Cam, da, da. Nu știu, am auzit de ce nume aveți și ce ID, parcă? Da, ID, hashtag, da. Da, 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 voi mi-l puteți da, dacă vă rog? Vă dau imediat. Bine, în caz de ceva, să știu. Și apropo, trebuie să mai arătați, cred că odată... Da, am uitat să vă zic. Am uitat că noi am avut niște probleme pe acesta Discord și ne-a dat poliția rapid. Ne-a dat și civili în gât și poliția. Poliția ne-a aflat că, știi tu, poliția toată sunt și hacker, să zic așa. Da, da, da. Și află rapid locația. Ne-a aflat locația și... Dar nu asta, alta, știi? Și de-aia. Nu pot să vă dau că nu mai avem aplicația Discord. Păi și atunci cum pot lua contact cu tine?
Păi eu o să stau momentan în oraș, uite, fii atent, oprește. Stai un pic. Iliad, am zis numărul și vin la tine rapid. Bine. Asta e CRMP-ul meu, domnul. Așa, mă auzi, nu? Da. Știi acolo unde se intre pe numărul meu, pe numărul tău, la buletin? La buletin? Uite-te la buletin și vezi că ai un număr de telefon. Dacă vrei să mi-l zici. Desigur. 0764. Da. 476. Da. 393. Așa. Te trec imediat. Așa, deci fii atent. Îți trimit un mesaj să vezi dacă, să văd dacă ți apare, bine? Bine. Păi și după aia, eu ce fac cu mașina asta? Conduci tu cât vrei. Ce-am trimis, ți-a apărut, nu? Da, da. Hai că zic și numărul meu, bine? Bine. Păi mi-apare dar, acolo, la ăsta. Da, da, să mă treci, în sensul să mă treci, te zic. Dacă vrei să mă adaugi. Dar nu, out of character, dă-i la setări să nu mai ții puși total ca să pot să vorbesc cu tine, știi ce zic? Stai liniștit. Gen, știi tu la ce mă refer? Dă-mi asta. Imediat. Dar tu m-auzi, nu? Acum. Da. Dar tu cum vorbești? Tu ții puși total sau? Cum vorbești cu puși total și pen. Să scrie? Pe nu, da, să găsești la contact cu Google să scrie pe acest lucru? Vezi că nu te aud. În fine, deci fii atent. Oprește ca să mă auzi. Oprește, așa. Scrie 0786 322 804 și mă cheamă Ionuț. Deci, mai zic o dată. Bun, gata, stai că-ți dau un apel. Ok, sună, dă-și tu acolo ceva, nu știu. Mesaj ceva, ca să văd. Dacă chiar. Dacă zice număr indisponibil, înseamnă da, așa. Deci, bun, și acum mergi. Tu, va trebui să ieși din oraș, sau? Nu, momentan nu. No, bun, hai că mergem atunci. V-ați spus centura. Domnul, adică colegul. Mă auzi? Da. Vezi, oprește rapid, du-te rapid la un garaj, te rog, că nu pot să stau. Că ca mie e cu tremur mare și nu-l suport. Mă crezi? Nu, chiar nu-l suport. Păi, colegul, pune tu undeva acolo. Și fii atent, mă sun când o să ai o problemă, bine? Sper să nu te sun că n-am o problemă cu poliția, adică. M-ai auzit? Eu momentan sunt... Da, te-am auzit. Eu, vezi că ai greșit drumul, în fine. Vezi că eu acum, momentan, mă duc să fraieresc niște oameni, fiindcă suntem full. Nu mai poate să intre nimeni și vreau să îi fraierim să mai facem și noi niște bani, știi? Asta, sper că pe mine nu m-ați fraierit. Nu v-am fraierit. Păi dacă ți-am dat locația pe tardă, asta nu înseamnă fraierea. Vezi că trebuie să mă mai dai încă o dată. Ok? Ce să dau? Încă o dată. Ce? Să mă pui acolo pe GPS, locația. A, vrei să dau încă o dată? E ok, e ok, las că am căscuța pe cap. Deci fii atent. Am căscuța pe cap, nu, am căscuța pe cap. Stai un pic. Fii atent. Îmi dai acum 1000 sau 2000.
că trebuie să primești banii, te lasă să pleci cu mașina, dar să pleci departe de la țară, nu știu dacă vrei sau te duci unde ai tu locația așa, 2000, îți mulțumesc. Și mă sun când, dacă n-ai probleme, nicio problemă, dar vezi că o să te sun așa mai, zicem, în fiecare zi ca să-mi plătești. Bine. Păi îmi zici cam cât și, da, stai să vedem, adică pe mine unul mă interesează. Adică. Să văd cam cât profit fac, știi? Da. Deci aia mă interesează pe mine. Păi faci, dacă profit... te bagi acum, știi tu, mult, dacă te bagi super mult, o să faci bani super ușor, zic eu. Bine, atunci ai cam plecat. Când o să faci experiență 5, dacă vrei să te bagi într-o afacere, nu știu, Spice sau mecanic. O să vedem. Nu știu. Bine. Salut. Hai, salut. Băi. Aici vom face prima livrare de droguri, adică de petarde. Haide să vedem unde trebuie să mergem, adică sper să nu fim prins de polițiști. Bă, băieți, dacă vă place acest episod, acest roleplay, vă invit călduros să apăsați pe butonul de like și subscribe pentru a mă susține și pe mine, pentru că a ajuta, să spun așa, acest canal. Și pentru a vedea cât mai mult roleplay cu putință, nu? Adică, na, acum, ok, bine, conduc eu cum conduc, dar... aia e partea a doua, știi? Sau știți? Bă, cam departe trebuie să mă duc și... hai să vedem pe unde am următoarea. Aia e toată chestia. Și apoi... vom vedea. Băi, 1000 trebuie să plătesc pe omul ăsta. Deci $1000. Și... e un pic cam ciudat. Pentru că eu încă nici nu am făcut niciun ban, adică... cam asta ar fi tot. Bă, ceva se aude. Bă, a fost o idee bună cu băgarea asta în acest job, să zic așa. Că... na, e mai bine, adică... aoleu, ce alunică oar cu mașina asta. Am greșit drumul, dar nu e nicio problemă. Hai să ne dăm jos și atunci vom merge liniștit. Da. O 100 pentru două petarde? Nu știu ce zic, aia toată chestia. Deci 100 pentru 2 petarde. Și pe cealaltă îmi dă la 4. Hai să vedem, 400, normal ar trebui să iau. Da, vedem. Deci dacă nu e profitabilă, îi spun. Domnul meu, nu e profitabilă deloc, adică... pentru două petarde, cred că am luat $100. Nu e deloc rentabilă. Mamă, ce m-am întors acolo. E Audi ăsta A3. Sunt repede să întoarcem, mă.